Studenții la teologie de la diferite institute și cu carisme diverse s-au reunit la Ierusalim pentru un moment de reflecție și de ascultare, organizat de Studium Theologicum Salesianum. Această idee frumoasă a apărut pentru că parcurgem acest drum sinodal la Ierusalim și e foarte simplu să ne întâlnim, să medităm, să ne rugăm împreună pe drumul sinodal la Ierusalim. Sinod care în Țara Sfântă este deosebit datorită identității specifice a bisericii locale. Sinonimul de chiesa e sinodul, lo dice anche... Sinonimul bisericii este sinodul, o spun și părinții bisericii. Chiar membrii bisericii sunt numiți ucenici ai căii. Așadar, sinodul constituie identitatea bisericii. Aici, în Țara Sfântă, facem această călătorie împreună, întâlnindu-L pe Domnul pe drumul Emausului, în diferite parohii, în congregații, în mișcări. Trebuie să includem teologia, care este fundamentul gândirii bisericii și mai ales pe studenții noștri teologi. Pensierul de la Chiesa și, soprattutto, i nostri studenti di teologia. Marea specificitate a acestui sinod constă în faptul că e mai mult decât un sinod al episcopilor, mai mult decât un sinod al preoților. Sfântul Părinte ar vrea să participe toată lumea, să-și exprime comuniunea, să participe pe deplin și să se simtă în centrul misiunii bisericii. Printre temele abordate în cadrul acestui eveniment s-au numărat sinodul și misiunea bisericii, creștinii vorbitori de limbă ebraică, migranții și diversitatea, femeile și ecumenismul, tinerii și laicii, marginalizații și învățarea ascultării. Nadine Bitar a subliniat în discursul său că, așa cum credința nu valorează nimic fără cuvinte, tot așa ascultarea este inutilă fără fapte. Sperăm că sinodul va fi o oportunitate pentru biserică de a asculta preocupările tinerilor și de a merge alături de ei pentru a-i conduce pe calea cea bună și a-i scoate din întunericul vieții pentru a vedea lumina lui Hristos la capătul drumului. Cred că procesul sinodal poate contribui la integrarea și la ascultarea reciprocă între diferitele părți ale bisericii. Migranții, solicitanții de azil și vorbitorii de ebraică trăiesc într-o realitate foarte diferită de realitatea generală a patriarhatului vorbitor de limba arabă, palestinian și iordanian. Iar sinodul este o oportunitate de a ne asculta unii pe alții, de a construi punți și de a ne reaminti că, de fapt, suntem o singură biserică, unde toți sunt chemați să meargă împreună. Tema principală a sinodului este pasajul cu ucenicii din Emaus, care mergând cu Iisus l-au ascultat și l-au înțeles, un exemplu pe care acești studenți intenționează să îl urmeze. Sinodul vorbește despre ascultare, mai ales atunci când ucenicii l-au ascultat pe Iisus Hristos pe drumul spre Emaus. Încercăm să-i ascultăm pe toți oamenii pentru a vedea unde este ruptura dintre biserică și popor și care sunt cauzele. Încercăm să vedem cum trebuie să rezolvăm aceasta, să depășim dificultățile și să reducem cât mai mult posibil această ruptură. Să vedem cât mai mult posibil această ruptură.